prima zi de post, fiind începutul postului nașterii, noi trebuie să știm că acesta, în primul rând, este un post al bucuriei. De ce? Că vi s-a născut vouă Mântuitor. Iată, lumina răsărită în latura și în umbra morții. Vin îngerii și spun păstorilor care stăteau la stână. Nu-i mult și acum o să fie 6 decembrie și o să înceapă să se audă cântec de colindă. Și un lucru minunat să auzi acel zumzet de colindă, pentru că deja încep să-ți închipui cum vin magii, astronomi de la Șipar, de acolo din Egipt, cu cămilele, ca să vadă lumina stelei unde se oprește. Și unde se oprește această stea? Tocmai la Betleem, într-o peșteră săracă, unde pe un braț de fân se naște un prunc de împărat, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt. Pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema și El va mântui pe poporul său, spune îngerul Fecioarei Maria. Deci iată de ce ne bucurăm noi în acest post. Bucuria postului constă și în faptul că este un post foarte lejer și ușor. Este un post, ce-l numim noi mai mult, al unei curățiri simple, trupești și sufletești, prin faptul că schimbăm anumite apucături mai iuți și mai nervoase, cu unele mai blânde și mai curate. Și, cum spuneam adineaori, n-are rost să filozofăm pe tema postului. Postul înseamnă lipsa mâncării. Postul înseamnă lipsa patimilor, lipsa necurăției, lipsa mâniei, lipsa iuțimii, lipsa răutății, lipsa poftelor și creșterea în virtute. Deschiderea ochilor minții, deschiderea ochilor sufletului, deschiderea ochilor inimii și vederea în întunericul necredinței noastre care ne împinge din rațional spre ceea ce numim noi imaginație și poftă. Păcatul are câteva trepte. Mai întâi se cuibărește, se inoculează, se implementează, fierbe, clocotește, însămânțează și pune sămânța de creștere și apoi intrăm într-o altă treaptă superioară care se numește dorința de a păcătui, căutarea prilejului de a păcătui, momentul păcătuirii și apoi plăcerea, pofta, păcatul și obișnuința. Așa am ajuns în treapta nouă. De acolo mai vine lupta în fire cu păcatul. Părinte, nu mă pot lăsa de fumat, de băut, de curvit, de înjurat, de crimă, de hoție, de minciună, de sperjur, de corupție. Noi îi spunem la hoții corupție, au zis și denumirea. Și după aceea vine deprinderea sau a doua natură, când omul face păcatul cu conștiința adormită, spune, dar ce doar toată lumea face, nu fac numai eu, ce sunt mai prost ca alții. Apoi vine deznădejdea și după deznădejde vine sinuciderea. Ați văzut mulți care nu pot să învingă anumite presiuni sociale sau personale sau familiale sau interioare, sfârșesc prin a se otrăvi, a se sinucide sau a face mari nenorociri. Sau chiar negarea lui Dumnezeu, hula, ateismul, necredința și așa mai departe. Nu condamnăm pe nimeni, ci doar ne asigurăm că acest soi de demoni care ne chinuie pe noi iese cu post și rugăciune. Sfântul Antonie cel Mare spune că avea un ucenic foarte sporit și într-o zi când au venit la el niște oameni cu un demonizat, Sfântul Antonie din obișnuință, drace, ieși și pleacă. Și dracul s-a luat în gură cu el și a spus, nu plec nicăieri. Cine ești tu să mă fugărești pe mine? Și a spus, în numele lui Iisus Hristos să-ți poruncesc să pleci. Niciodată, bătrâne, niciodată n-am să plec. Îți arăt ție că nu vreau să plec. S-a rugat Sfântul Antonie 40 de zile și dracul n-a vrut să iasă. Și s-a dus la ucenicul lui și i-a spus așa, Pavele, e vremea să faci și tu lucrarea Domnului. Eu am făcut-o și văd că nu lucrează. Nu pricep. Și Pavel a zis, cum, părinte, eu să mă rog când tu mă taiești așa de mare, ești stâlpul pustiei? Fă ascultare. S-a suit Pavel pe o piatră, a ridicat mâinile la cer și a zis așa, diavole, nu voi mânca și nu voi bea. Deci vedeți ce înseamnă postul? Până ce în numele starețului meu, Antonie, și a lui Dumnezeu nu vei ieși din omul acesta. Și după 7 zile, diavolul a ieșit și a fugit. Sfântul Antonie s-a înspăimântat de așa o lucrare și a zis, Doamne,
Dar eu de ce n-am putut face treaba asta? Antonie, smerenia, smerenia, smerenia. Tu scoți draci proști și simple. Pavel astăzi s-a luptat cu un diavol deștept, viclean și vechi în lucrare. Și de ce nu mi-ai descoperit aceasta, Doamne? Smerenia, smerenia, smerenia. Și ca să vedeți că smerenia asta uneori dărâmă, dacă nu știi să o folosești, era tot un stareț sporit, care avea nume bun, avea o imagine impecabilă în ceea ce privește contactul cu societatea și la un moment dat lumea a început să-l ovaționeze. Și el s-a început a da la masă cu lumea bună, na, cu oameni mari, oameni grei, împărați, dregători, boieri, tot felul. Și a cam neglijat pe cei săraci. Când veneau pe la poartă, spunea, vorbit cu economul, să rezolve economul, nu știu ce. Și într-o zi a venit la portar un om, sărac îmbrăcat, și așa spune starețului tău că l-aștept la poartă să vorbesc cu el. Portarul de bună cuvință s-a dus la stareț și a spus, părinte, un țăran obișnuit, sărac, te cheamă la poartă să vorbească o treabă importantă cu tine. Spune că am treabă, să mă caute mâine. A venit a doua zi același țăran și el i-a spus, el știe câte treburi am, să aibă răbdare, totul se face cu smerenie, cu smerenie se face. Știți că noi facem foarte mare abuz de smerenie când trebuie să o fac alții, când trebuie să o facem noi, nu prea știm ce e smerenie. Și a treia zi, țăranul i-a spus, spune-i starețului tău să vină la poartă ca să nu regrete. Și când a venit la poartă, starețul a întrebat, cine are treabă cu mine? Eu am treabă cu tine. Dar tu cine ești? Eu cine sunt? Eu sunt cel ce sunt. Nu te voi mai căuta vreodată. Și a zburat și s-a făcut nevăzut. Cine era acela? Hristos. Întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Am fost însetat și mi-ați dat să beau. Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați cercetat. Adică empatia, compasiunea, filantropia, milostenia, fapta bună. Trebuie să însoțească arma apostolului. Starețul din ziua aceea miluia toți săracii care veneau în ideea că îl va întâlni într-o zi pe acel sărac pe care l-a tratat cu indiferență. Și abia târziu, târziu de tot, pe patul de moarte, când era bolnav în pat, venise duhovnicul să spovedească și să-l împărtășească, să-și dea ultima suflare și a zis duhovnicul, mai ai vreo îndoială că a mai rămas ceva lucru bun nefăcut de tine în această viață? Da. Chiar dacă m-am împărtășit cu Hristos, până nu va deschide El ușa să-mi ceară un ban milostenie, n-am să cred că m-a iertat. Și în clipa aceea se aude cioc-cioc în ușă. Evlogite pater, Kyrios. Părinte stareț, vreau și eu un ban de pomană. Și când i-a pus banul în palmă, s-a făcut nevăzut și așa a înțeles starețul că a fost iertat de Dumnezeu. Așa că fițele astea cu câteodată fusta prea lungă sau băticul prea negru sau impresia că ne-am împărtășit de două ori într-o lună sau de șapte sau de zece, dacă inima nu-i smerită și nu-i curată, dacă inima nu-i luminată, dacă mintea nu-i luminată, dacă sufletul nu-i curat, noi în Ortodoxie trăim foarte multă coreografie artificială de exterior. Și un film, ca să fie frumos, coregraful și regizorul caută să picure psihodramaticul, de unde se smulge o lacrimă, asta vibranto, când cineva aproape scade într-o prăpastie, deși e legat cu o funie, se face că se ține de o rădăcină, dar astea merg în viața laică. În viața la Hristos, lucrurile nu merg așa, sunt mult mai sensibile. Se merge de la da spre nu și restul e de la diavol. Ați găsit scris în Evanghelie ce este vouă da, da și ce este nu, nu, restul e de la diavol. Așa trebuie să tratăm Ortodoxia. Cu cea mai mare responsabilitate, cu cea mai mare seriozitate,
cu cea mai mare disciplină, cu cea mai mare luare aminte de sine și în special cu cea mai mare atenție, pentru că finețea lui Dumnezeu depășește finețea diamantelor. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, de la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri. Plecați cu tema de acasă la începutul postului aceasta. Poate noi toți ne vrem undeva de-a dreapta, dar dacă ar fi să se stingă astăzi candelele lumii și pământul să se întoarcă pentru o judecată, acum suntem toți în biserică, aici ar fi o șansă de 1 la 1000, pentru că ne găsește în biserică rugându-ne să avem șansa de mântuire. Dar ce facem când spune Mântuitorul, nu 10 sau curățit, restul unde sunt? Ce facem cu ceilalți care n-au auzit de spovedanie, de biserică, de rugăciune, de post, de psaltire, de ceaslov, de acatistie, de milosteni, de vorba bună, de iertare, de oprirea răului, oprirea judecății, oprirea clevetirii. Deci să nu ne jucăm cumva de ortodoxia și crezând, știți că la școasta închei, nu vreau să vă obosesc, vine dracul la un bătrân în pateric ca să-l bage în slava de șarte. Ce bătrâne, știi că Hristosul vostru vorbește de oi și de capre. Poți să-mi spui și mie cine sunt oile și cine sunt caprele? Bătrânul luminat de Duhul discernic, că eram permanent postirea, spus așa. Drace, ce aș putea să-ți spun, atâta pot cu siguranță. Eu sunt capră, oile le știe Dumnezeu. Amin și seară binecuvântată.